Salut, Andrei, și de data asta vreau să povestesc o întâmplare care mi-a dat Dumnezeu să o trăiesc și e faină. E cu mai mult cu îngeri și cu cum ne călăzește Duhul Sfânt de multe ori pe mine personal și nu știu exact cum o să poată să ajute pe cineva, poate încurajează. Era prin primăvara asta, la sfârșitul iernii, primăvara, nu știu exact, dar era înainte să fie vară, să fie cald, să fie lume pe afară și mai departe. Și cum era stilul meu de obicei, cel puțin iarna foarte mult, pentru că se întunecă mai repede și atunci nu prea ai ce face ta pe afară, îmi zice de multe ori Duhul Sfânt să mă duc afară și să mă plimb cu el. Și atunci când sunt singur în liniște și mă plimb, e diferența între când stau singur în casă și mă rog singur în casă, e altfel când sunt afară și mă rog. Pentru că văd locuri, văd oameni, văd clădiri, văd tot felul de alte chestii și atunci Duhul Sfânt îmi zice, du-te pe acolo, du-te, roagă-te pentru școala aia, du-te, roagă-te pentru zona aia, roagă-te pentru cartierul ăla, roagă-te pentru firma aia sau anumite chestii sau magazine sau așa mai departe. Deci să mijlocești și atunci pot să fac chestia asta sau mă trimite în anumite zone unde sunt diferiți oameni sau discotei sau nu știu ce și mă duc în fața acolo și stau și mă rog și chem Harul Dumnezeu și mă rog, Doamne, și eu mă gândeam de multe ori la tine când eram beat și mă gândeam la Dumnezeu prin cluburi și mai departe și așa mă rog, cu atitudinea asta mă rog, Doamne, știu că acolo e unul care e deprimat și se gândește la ceva și tu lucrezi la el chiar și acolo unde e. Și atunci mă rog așa, mă rog, Doamne, toarnă peste ei, toarnă așa mai departe și să le dea conștiința curată, să le pună în ei dorința să-l caute pe el singur și așa mai departe, când e singur, să-și dorească să-l caute, să strige către Isus, să strige către Dumnezeu. Și atunci fac chestia asta așa des și de multe ori na, văd rezultate, dar în special mă trimite în zonele în care după aia urmează să evangelizez. Deci tot timpul chestiile astea trebuie să meargă mână în mână. Dacă ești mai tare pe evangelizat, atunci cineva undeva o să mijlocească în locul pentru oamenii care urmează tu să mergi să evangelizezi. Sau dacă tu ești mai tare pe mijlocit, pe stat în rugăciune, pe revelații, pe viziuni, pe chestiile profetice, pentru că asta e partea de mijlocire, e partea profetică mai mult, partea de evangelizare e partea în care ești deschis în lumea asta. Și partea de profetică e când ești deschis mai mult pentru lumea aia, deci lupte cu demon și mai departe. Deci sunt două chestii care trebuie să depinde fiecare pe care parte e mai tras, dar trebuie să le învățăm pe toate și să le putem îmbina și să putem să fim eficienți în totul, să știm. Nu înseamnă că trebuie să le facem la fel toate toți. Dacă ești mai chemat pe evangelizare, atunci poate nu ești atât de tare pe profetic, dar trebuie să știi să faci și chestia asta așa mai departe. Nu înseamnă că dacă ești ceva anume, nu trebuie să faci restul lucrurilor. Nu, din contră, tocmai aia zice Pavel că trebuie să creștem toți spre ăla, cinci acolo dați, care fiecare trebuie să-și dea partea lui în așa fel încât toți să primească partea celorlalți și să crească spre desăvârșire, spre statura de om mare al lui Hristos. Nu, Iisus ce-a fost? A fost apostol, a fost învățător, a fost evanghelist, a fost, făcea minuni, făcea semne, deci era profet, nu? Deci mijlocea, avea luptă spirituală, se lupta, na, ispite și așa mai departe. Deci le-au făcut pe toate și noi pe el trebuie să-l urmăm, trebuie să învățăm să le facem pe toate. Și după aia vedem unde e chemarea noastră specifică, unde ne vrea Dumnezeu specific. Am un video în care povestesc despre asta, despre chemarea specifică a fiecăruia, care e voia Tatălui specifică pentru fiecare. Și așa afli exact și îți dai seama unde te călăuzește Dumnezeu mai mult. În fine. Și eram acolo m-a trimis, era seara și mi-a zis, hai afară, repede. Și eu zic, e clar, știu. Și m-am dus și de obicei când mă duc, așa, când ies afară, simt că se activează și okay, simt așa că mă împinge într-o direcție anume. Și mă duc și mă duc și mă duc și când trebuie să o iau la dreapta, o iau la dreapta și îmi dau seama cam unde vrea să mă ducă și pe aia îmi dau seama, a, încolo, bun, încolo și așa, că deja știu cam zonele pe unde mă trimite și așa mai departe, e o zonă mai, în fine. Dacă cineva e atras, iar zic, de partea asta de mijlocire, înțelege că câteodată Dumnezeu ne dă anumite zone sau anumite, na, în fine. Așa, și mă duc în parc și îmi zice, na,
pa, du-te pe cărarea asta, pe cărarea aia m-a pus să fac, să zic așa, un cerc așa în jurul parcului, cumva și să tai și în diagonală. Dacă știți, în Ierihon, atunci când zice Dumnezeu să înconjoare cetatea cu chivotul, acum noi avem chivotul noi și înconjurăm. Am eu zis de multe ori să fac chestia asta, să mă duc să înconjur anumite chestii și după aia venea puterea lui Dumnezeu acolo pe locul ăla. Și iară m-au zis să mă duc așa și după aia am intrat în parc și m-au zis, na, pune-te pe banca aia așa acolo. Și am zis, na, e clar, banca asta trebuie să stau. Și nu știam ce urmează, că de obicei tot timpul când mă trimite undeva, urmează ceva. Și nu era nimeni în parc la ora aia, era noapte, nu știu, era 12 noaptea, nu știu cât era. Și era beznă, era și frig, nu era nimeni și am zis, na, Doamne, ce e aici? Și mă pun jos pe bancă și simt așa în mine să mă uit jos, pe jos, în fața mea. Și în fața mea mă uit pe jos și iarna, da, deci nu era nici măcar primăvară sau ceva, să zici că frunze sau nu știu ce, era ăsta acolo în fața mea. Se vadă mai bine. Un spic de grâu, frumos, aurit, copt. Și mă uit la el și mă zic, bă, ce asta? Și îmi zice Duhul Sfânt atunci, ăsta ți l-au adus îngerii. Și eram, wow, n-am mai pățit așa ceva până acum. Și când îl iau în mână, simt așa fiori așa și furnicături și căldură așa în tot corpul. Uai, și m-am tresărit tot așa, eram, uai de mine, ce se întâmplă? Și pe aia îmi vine în mine, așa îmi vine versetul, holdele sunt coapte și puțin sunt lucrătorii. Nu mai știu exact unde e sau cum e exact, dar ceva de genul mi-a venit, că holdele sunt coapte și puțin sunt lucrătorii. Mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii, asta era. Mare este, holdele sunt coapte, mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Și mi-a venit asta în mine și după aia mi-a zis, roagă-te asta. Și când am zis, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, am simțit așa cum a ieșit din mine, așa, putere, așa, și am simțit așa cum a venit împărăția cerurilor, așa, toată acolo, așa, am mai pățit asta de mai multe ori, deci eram familiar cu experiența asta supranaturală, așa, și am simțit așa că s-a umplut tot parcul, așa, de îngeri și de, nu știu, de putere de peste tot. Ei, asta, după aia a urmat o perioadă în care am mijlocit. Deci asta a fost când vine, dar după aia, deci tu când îi dai la satana, după aia îți dă el înapoi. Și dacă învingi, după aia, na, iei răsplata, să zic așa. Ua, și m-am umplut atât de bucurie și n-am înțeles exact ce se întâmplă, normal. Că nu știi exact tot ce se întâmplă. Am venit a doua zi acolo și mă gândeam, uai, acum o să fie aici nebunie, evangelizare peste tot, nu știu ce. Normal, nu a fost așa, au urmat luptele spirituale și așa mai departe pentru oamenii care urmează să-i evangelizeze dinainte, că lucrurile, na, aici poate sunt niște lucruri care lipsesc, dar nu ce să zic, poate o să le explic altădată, dar de obicei dacă mergi și evangelizezi, trebuie să, înainte, sunt mulți oameni care am auzit că au vrut să plece undeva să evangelizeze și după aia au venit peste ei, pentru că satana știe direcția și vede că se aliniază lucruri, se întâmplă lucruri și atunci vine și ca să te oprească, să nu mergi să continui. În fine, ideea e că o urma mijlocirea și m-a încurajat mult ăsta, așa a fost foarte fain și n-am mai avut până acum un lucru care mi l-a adus îngerii și vi-l arăt și vă o să încurajeze în toiul iernii, în mijlocul trotuarelor, asfaltelor, nicio treabă, niciun sens, fost ăsta acolo. Ceva real, uitați, ăsta n-am de unde să-l am, nu stau la casă. Și vara asta, care a fost acum, deci cred că n-am făcut atâta evangelizare într-un loc anume, cât am făcut vara asta în parcul ăla, am împărțit pliante cu Evanghelie, ne-am rugat pentru oameni, Noi Testamente, am împărțit foarte multe în parc și acolo, așa mai departe, și am văzut foarte, foarte mult rod bun și am plantat mult cuvânt și Dumnezeu, e treaba lui unde îi trimite după aia pe oameni, noi nu ne, cum să zic, ne prindem capul în chestia asta, că biserici X, Y, Z, noi dăm la oameni, zicem cuvântul, le dau mărturie acolo scurt, pe loc, le zic că ne-am rugat noi și l-am găsit pe Isus și că trebuie ei personal să ajungă la Dumnezeu și după aia vede Dumnezeu ce. Așa am și pus pe foaia cu Evanghelia care le dau la oameni, le scriu acolo un model de rugăciune și la sfârșit le zic, Doamne, arată în care e voia ta ce vrei să faci tu cu mine, să se roage ei, să îi încurajeze să facă asta toți. În fine, sper să vă încurajeze și să ajute pe cineva dacă e atras de chestia asta și să vedeți, nu știu, eu personal nu am cerut la Dumnezeu să
văd îngeri, să-mi aducă chestii, să lucrez, să văd nu știu ce, să fiu deschis. Nu, cu timpul am tot făcut și Dumnezeu meu a tot deschis mai mult. Ești credincios în puțin, primești mai mult. E greu, dar e fain și Dumnezeu te protejează, nu trebuie să fie frică, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, Dumnezeu e mai mare și Iisus e peste toate pus și stăpân peste ele și noi trebuie să învingem, mai e treaba noastră să ne facem treaba noastră ca Dumnezeu să facă, să zic așa, treaba Lui, nu vreau să zic cuvinte ne la locul lor, dar noi trebuie să ne facem treaba și atunci Dumnezeu face ce are El de făcut și ce știe El că e cel mai bine de făcut. Noi trebuie să lucrăm împreună cu El, că așa zice și Pavel, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și îngerii la fel, și ei lucrează împreună și vin aici ca să ne ajute și să lucrează împreună cu noi. Eu personal zic să nu căutăm direct asta, să căutăm, Doamne, arată-mi îngeri, Doamne, știu ce, pentru că zice, și știu și eu că zice, satana se face în îngeri de lumină, deci eu zic că trebuie să avem grijă și trebuie să fim cu inima curată înaintea Dumnezeu și trebuie să fim sincer, că nu vrem nimic altceva decât să slujim pe El și sfințenia. E foarte important să ne dorim sfințenia, chiar dacă nu suntem complet spălați sufletește și să fim cu toate actele în regulă, să zic așa, dar dacă avem inima curată înaintea lui Dumnezeu și ne dorim sfințenia, El cu încetul gonește toate ispitele și toate lucrurile și ne sfințește. Trebuie să urmărim sfințenia și restul lucrurilor vin pe lângă. Sfânt caracter și putere, trebuie amândouă, nu putem doar cu caracterul să ne întâmpărățea în Dumnezeu, trebuie și cu putere. Și nici doar cu putere, pentru că atunci sunt mulți care au avut putere și satana i-a prins și au căzut în păcat și na, trebuie să avem grijă, trebuie să avem foarte mare grijă și trebuie să ne dorim ambele lucruri, lucruri care, na, eu sunt o promisiune de la Dumnezeu că o să le avem. Și Iisus zice acolo undeva că au venit îngeri și i-au slujit, după ce Iisus a rugat în Ghețimani acolo. Deci nu trebuie să ne fie frică, dar trebuie să fim foarte atenți. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Adică dacă tu chiar ți-l dorești pe El, nu îți dă un șarpe dacă ceri pește. Dumnezeu îți dă pește, numai trebuie să fii tu sincer și curat înaintea Dumnezeu. Și nu îți dă piatră dacă ceri pâine. Dumnezeu e Dumnezeu bun și vrea să ne dea lucruri bune. Nu vrea să-și bată joc de noi. Adică El chiar vrea să reușim, adică nu a murit pe cruce ca să ne lase doar Biblia și să ne descurcăm de capul nostru. Nu, vrea să ne dea putere și vrea să ne descopere lucruri și vrea să ne dea lucruri faine, vrea să ne dea o viață supranaturală faină. Eu personal m-aș plictisi să mă duc duminica la biserică și atât. Asta să fie viața de creștin. Eu aș exploda sau m-aș duce înapoi în păcat și m-aș distra. În sensul ăla, nu zic, acum ai distracție deloc. Eu aș crăpa, personal, nu știu. Dacă altcineva are o altă părere, da. Nu mă cert cu nimeni, nu am niciun interes să mă mai cert. Am făcut asta acum vreo 3 ani la început, când nu prea știam prea multe, după aia mi-a arătat Dumnezeu îndelungă răbdare, duh de blândețe. Da. Cine și-o caută cu lumânarea, și-o caută. Asta e altă poveste. În fine. Deci, vedeți și voi, poate vă încurajează ceva super șmecher pentru mine. În numele Iisus, fiți binecuvântați!